Final de săptămână plin de evenimente la Criscior, acolo unde a avut loc un târg dedicat producătorilor locali. Evenimentul cultural-artistic intitulat Culegem roadele la Criscior a fost organizat cu sprijinul grupului de acțiune locală Țara Zarandului și al Consiliului Județean Hunedoara și a reunit numeroși producători locali din zonă, care au venit la târg cu o ofertă foarte bogată. În cadrul evenimentului a avut loc și festivitatea de premiere a seniorilor din localitate, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Printre oaspeții de seamă prezenți la evenimentul organizat la Criscior s-au numărat și ministrul familiei Natalia Intotero și ministrul muncii Simona Bucura Oprescu, aflată într-o vizită în județ. Scena așa devine neîncăpătoare. Asta înseamnă să ai prieteni. Asta înseamnă, deși să plouă torențial, să ai prieteni și în fața ta, să ai prieteni și cu mine pe scenă. Cum a spus-o și colegul și prietenul meu, Ovidiu, tot ce s-a făcut aici este pentru dumneavoastră, oameni minunați ai Comunei Criscior, să le folosiți mulți, mulți ani cu sănătate. Doamne ajută, vă voi sprijini și în continuare tot ceea ce trebuie pentru dumneavoastră. Aveți un primar deosebit, dumneavoastră aveți menirea să țineți de el, să-l votați în continuare primară. Este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu în această seară frumoasă de toamnă la dumneavoastră, la Criscior, împreună cu prieteni foarte dragi mie. Și să știți că pe Ovidiu îl cunosc de foarte mulți ani și eu cred că valoarea omului o dă munca sa. Iar ceea ce a făcut și face Ovidiu la Criscior, cred că fiecare dintre dumneavoastră vedeți și sunteți de acord că face ce trebuie, nu-i așa? Da, chiar dacă este o zi de toamnă, cu ploaie de data aceasta, ploaia înseamnă belșug și suntem la un eveniment în care ne bucurăm de roadele toamnei, dar în special ne bucurăm și de roadele muncii unei echipe de oameni foarte harnici, consilierii locali în frunte cu echipa domnului primar al Comunei Criscior, domnul primar Furdui, pe care vreau să-l felicit pentru aceste investiții în folosul oamenilor aici, în Țara Zarandului. Astăzi a rezistat lumea pentru că am cules roadele muncii noastre a tuturor timp de 3 ani de zile, timp în care am reușit ca aceste obiective să fie finalizate. Și cum oamenii au nevoie și de momente de relaxare, organizatorii au pregătit și un spectacol folcloric. Aș ploua cu piatră mare, aș ploua cu piatră mare, să-l mănânc cu turma la vale, să-l mănânc cu turma la vale, la 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 la. Nici pe locuitorii comunei, dar nici pe artiști, ploaia nu i-a împiedicat să petreacă împreună. Sunt florile de teie, la 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 la, și să mi-l dai numai mie, la 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 la, și în cipca de la poale, la 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 la, acolo mă doare tare, la 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 la. Seara s-a încheiat cu un concert susținut de Lidia Buble. Oi, 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 ce surpriză! Mulțumesc din suflet! Aveți un primar absolut minunat. Mulțumesc că m-ați adus acasă. Hai și voi! Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu mi-ajungă. Bine, ia de tot ce